Salutare lume, eu sunt Caster și astăzi vă prezint un nou joculeț numit Terraria. O să începem o serie și cu Terraria pe canal. Și hai să începem prin a ne face un nou caracter. Îi dăm random, hai să zicem de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Rămânem așa. Hai să mai dăm de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Hai să rămânem așa. Avem o freză așa faină. Ne dăm create. Ne punem numele. Nu. Nu pe mare. Perino. Casperino. Dăm submit. Dăm favorit frumos. Intrăm pe Casperino. Asta a fost o eșuare. Dăm din... Pardon, dăm un new world. Scriem aici lumea lui Casperino. Pentru că jucăm cu Casperino, pe lumea lui Casperino. Îi dăm o lume mică și la seed îi punem... Gameplay în română 2022, aproape 2023, și dăm submit classic random small create. Așa. Sometimes enemy may even invade from other dimensions. Deci o să terminăm aici din alte dimensiuni. Interesant. În acest prim episod probabil o să facem ceva explorare și câteva căsuțe. Nimica foarte... nu știu... Cum să zic... Foarte, foarte, foarte productiv, probabil. E cel mai bun cuvânt. O să facem... Oricum o să facem câteva căsuțe pentru că trebuie să facem pentru NPC-uri. Și hai să-i dăm play pe numele lui Casperino. Să vedem. Oh, ce spawn foarte fain. Hai să ne apucăm de tăiat niște copaci dacă tot avem spawnul ăsta fain. Nu știu, mi se pare mie sau am ceva lag. Zic. Sper să fie ok. Da, ba da, se mișcă ok, nu... Da, 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 se mișcă bine. Chestia e că la început ne mișcăm mai greu pentru că nu avem niciun fel de... Deci ne spawnăm cu un târnăcop, o secure și o săbiuță. Am dat în iepuraș, fac, nu veni aia. Și nu prea avem nici viteză sau ceva pentru că e începutul. Hai să explorăm în partea stângă în prima fază. Să vedem ce găsim. Și poate avem noroc și găsim ceva Hermes Boots. Oh, văd ceva jos aici, cred că e o peșteră. Ai cam abruptă pe aici ca să mergem, dar încercăm. Ia, reușim să sărim dincolo. N-am reușit, dar poate putem... Nu. No. De aici, bună, tot. Hai sărim sus. Și să vedem dacă aici putem sări. Nu, în niciun caz. Hai să ne construim un mic... Ai, ai, am reușit. Avem un cave intrans aici. Ce ce-i bine. Chestia e că nu avem torțe. Am omorât vreun slime oare? Am omorât, da. Hai să ne facem 6 torțe, pentru că
Nu avem de mai multe torțe. Ia brut noi. Noi foarte lung. Avem încă 5 torțe și niște bombe. Super. Acolo sus ajung. Am ajuns. Avem primul nostru cufăr, în care avem o umbrelă care dă 10.000 de damage, mai bine decât săbiuța noastră. Avem niște iron și niște poțiuni și lemn. Hai, plecați de aici, mă. Confruntare așa, Olin. Umbrella versus slime. Muri. Bun. Hai să luăm chesturile pentru că o să avem nevoie de ele. Și dacă mai vin pe aici să știu că am lootat tot. Aici în partea asta nu este nimica. Coborăm mai jos. Coborăm mai jos, mai jos. Bun, nu e atât de mare panta. Avem aici ceva. Oh, Recall Potion și Mining Potion. Ceea ce sunt bune. Recall Potion-ul e un fel de... Un fel de, nu un fel de, că este o poțiune care te duce acasă. Hai că nu pot ieși de aici. Am reușit. Primul nostru Life Crystal. Super. Acum, în loc de 100, o să avem, pac, 120 viața. Super. Chestia e că nu mai am torțe, dar îmi pot face. Încă 9 torțe. Hai să o luăm în dreapta. Și am găsit și eu că căsuță, că nu ne lasă slime-ul ăsta să ne bucurăm de viață. Și în căsuță avem un chest cu Hermes Boots. Perfect. Oh, era ca să... Cu click dreapta, așa, nu mai știam. Bun. Ne putem mișca un pic mai repede acum. Hai să luăm candela grosă și să-l punem înapoi ca să avem ceva lumină pe aici. Mama, nu am unde-l pune. Nici măcar aici la loc. Bun, l-am pus. Am auzit un zombalău. Aici mai avem un slime. Avem silver și cupru. Hai să-l punem aici, poate nu-l pierdem, dar cred că tot îl pierdem. Dacă mergem jos. Am văzut că aici sus am un slime pe care vreau să-l distrughez. Te-am încolțit, slime-ule, și te-am luat. Liliac! Ceea ce nu o să ne placă în jocul ăsta, o să murim de multe ori de la Liliac, dar asta este. Bun. Să coborăm mai jos. Frumos, așa. Și da, o să avem și capcane în jocul ăsta, ceea ce o să fie. Culmea ironiei, când am zis de capcană, mi-a căzut un bolovan în cap. Da. Am fost în partea stângă. Hai să mergem în partea dreaptă acum. Altă viață. Ce frumos mergem acum. Ce viteză și superb. Ce să mai. Hai să mergem în cealaltă parte, mergem înapoi.
Fugim mâncând pământul pentru că nu sunt pregătit pentru corruption acum. O să mă apuc de strâns niște copaci și de făcut o mică căsuță, mică bază, pot zice. O să-mi fac o armură de lemn. Așa, hai să distrugem slime-ul ăsta. I-am dat critică. S-a murit. Asta este ghidul nostru, pe nume Marty. Mă, ești de la Marty Delivery? Bun, unde avem spawn point-ul? În zona asta, pășesc aici. Să mai tăiem din copaci ca să avem locul ăsta mai mare, spațios aici. Locul ăsta de aici, să facem o tentativă de căsuță, ceva pătrat, ca în Minecraft. Nu prea sunt eu cu construitul, dar o să încerc să fac cât de cât ok. În prima fază o să fac un mini hotel, ceva de genul. Nu, s-au băgat. Bun, hai să facem de aici. Ok. A venit un snipe pe un balon. Bun. Așa. Să punem și podea, pentru că nu vrem ca NPC-urile noastre drăguțe să stea pe pământ, așa-i? Adică avem și un slime, probabil ghidul nostru o să o omoare slime-ul acela. Bun. Să facem și aici un loc de ușă. Și undeva de genul ăsta, aici. În mare segale. Cum vom vedea după. Facem o măsuță din asta. De fapt facem mai... una, două... Hai să facem 8, facem 4 etaje momentan. Așa. Punem o măsuță aici. Dăm o umbrelă, mai punem o măsuță, facem 8 scaune, 1, 2, 3, 4 uși pentru aici, pentru că văd că vin o grămadă de mobi. Ha, țapă! Așa, ușa aici. Ușa aici, punem niște torțe, așa frumos, o torță aici. Bine că mi s-a pus torța pe jos. Să o luăm așa. Punem un scaunel aici și un scaunel aici. După care facem niște ziduri, să umplem aici cu ziduri. 500 ne ajung. Momentan ne ajung, probabil nu o să ne ajungă pentru toată construcția asta, dar cât ne ajunge, ne ajunge și cât nu ne ajunge, mai facem. Așa, și acum dacă apăsăm ESC și intrăm la housing, putem să-l punem pe ăsta aici și this housing is suitable. Superb. Hai să... minăm aici în sus. Să spargem asta și asta. Și să fac așa. Și de aici tot așa, pac în sus. Așa.
Încă una. Prea mult m-am dus. Da, e ok că îl pot lua de acolo mereu, oricând. Așa, hai să mai facem încă una. Deci 2, 4, 6, 8 să fie. Op. Asta am făcut-o mai mică. Da, am vrut să o fac mai mică. Da, e ok că facem așa, nu e problema. O căzut astea. Da, sunt și stele căzătoare. Acum că e noapte, ar fi probabil cel mai bine ca să nu mă aventurez pe afară. O să dă o variantă la început de joc. Ori construiești noaptea, ori minezi. Acum că m-am apucat de construit și așa... construim și vedem după ce putem face. Să punem și aici torțe frumos ca peste tot. Și aici asta să o luăm de acolo. Așa. Cred că trebuie să dau sunetul mai încet la joc. Hai să-l dăm mai încet un pic. Video, interfer general, la general music-ul e așa, sunetul la fel la așa și ambient tot așa. Bun, rămâne așa. Acum, să punem, hai să punem în capăt de camera astea. Așa, așa. Bun, o masă și aici, o masă și un scaunel. Și să facem niște platforme, 10 platforme momentan ajung. Să le punem aici sus, sărim sus, punem și aici platforme, bun. Și mai facem un rând de, dar... facem numai 1, 2, 3, 1, 2, 3 și ieșim așa, tot trebuie ieșit așa, 1, 2, 3, punem unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici și unul aici, bun, 1, 2, 3, aici, aici și aici. Și să ne apucăm să facem un mic acoperiș. 3 3 3. Chestia e că nu văd nimica. Hai să punem și aici o torță. 3 și aici. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 1, 2, 3, frumos, așa. Bun. Mai punem o torță, ca să vedem ceva. Ajung până acolo, n-ajung, n-ajung. Ba da, bun. Sărim aici jos și facem la fel și aici. De aici, 1, 2, oh, shit, am... făcut greșit, dar bun, am putut să-l iau de acolo. Bun. Câte trăiesc, câte trăiesc. Op, acolo sunt 4. Trebuie să-l luăm de aici. Așa, știu că poate plictisitor, dar mă scuzați. Asta facem drept. Da, stea căzătoare aproape de noi. Ce tare.
Și așa. Bun. Luăm steaua și trebuie să sărim jos aici. Aici avem mulți oare. Hai să sărim aici jos și să ne batem cu ei. Ha, chiar vă puneți voi cu umbrela mea? Știu că nu se vede nimic, dar gata, ne-am omorât. Haideți și voi aici. Aici n-am pus. Deci aici n-am pus destule. Așa, bun, acum spuse. Haideți sănătatea. Să vă arăt umbrela. Gata, ați văzut-o. Bun. Să luăm banii. Și să ne apucăm să terminăm aici. Trebuie să mai fac uși. 2, 4 uși. O să iau niște... Zi să-i zic, nisip din deșert. Când o să găsim deșertul. Să iau niște nisip din deșert și o să fac niște sticlă ca să facem niște gemulețe la căsuța noastră. Deci, până la urmă, nu mai ieșit hotel cu ieșit o căsuță cu 2, 4, 6 camere și sus, probabil sus să-l fac spațiu de depozitare sau ceva. Spațiu de depozitare, punem aici niște chesturi, mai facem, de fapt mai pot să fac două camere aici sus. Da, mai merg făcute două camere, nu mai am de pot pune asta. Așa. Și așa. Așa. Și așa. Și să mai fac niște pereți. Tot așa 444. Ce am nimerit-o pe asta? Așa. Și ne apucăm de umplut fiecare găurică. Așa. Să de aici sau de acolo, de aici. Bun. Bun. Am pus un în plus aici. Așa, să facem 2, 4, 6 uși. 6 uși. Mai aveam platforme, văd că da, nu avem oricum destul, așa că... Bun. Și ajungem acum să umplem și aici. Da. De ce nu mi se... A, nu ajungeam. Ok. Să facem cât de cât simetric. Așa. Așa. Și punem o torță și aici jos în colț. Venim în cămăruțe, punem două torțe, mai facem niște torțe dacă mai am. Bun, pentru 63 de torțe, superb. Punem și aici, și aici. Trebuie să punem și jos. S-au făcut zi, dacă au dispărut zombalei, înseamnă că se face zi dacă fug ei. Bun, deci, suitable, suitable, suitable. Missing așa acolo, nu? Suitable și suitable. Superb. Hai să punem chesturile aici jos. Avem un golden chest-ul, putem pune aici. Chest normal îl punem aici. Mai avem alte chesturi, nu mai avem alte chesturi, bun.
Să punem aici în mare. Asta lăsăm, shuriken-ul nu ne trebuiește, silver-ul cu așa, fallen star-ul. Astea, 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 astea. Orgânciul pot păstra și pentru poțiunul să facem asta, mining-ul, recall potion-ul, iau la mine. Hai să mergem în partea... Ce parte am zis că mergem? În stânga, pentru că în dreapta avem corruption-ul. Acum că ne mișcăm mai repede, ne putem deplasa relativ mai rapid și mai bine. Aici putem sări direct pe partea cealaltă. Aici știu că mi-am făcut un mic așa, ca să pot sări sus. Și nu cobor în peșteră, mergem să explorăm până în capăt, să vedem dacă găsim dungeon-ul sau... Oh, aici avem junglă. Ok. Avem junglă aici. Hai să vedem cum... Nu putem ajunge acolo sus. Shit. Bun. Hai să sărim până sus. Nu intrăm în underground, că mi-e frică. Chiar mi-e frică să mă bag în peșteră din junglă, pentru că e foarte, foarte greu așa la început. Așa. Tocmai ce am zis. Jungla e nasoală. Fug. Bun. Foarte bine, am murit. Foarte fain. Cred că trebuie să mergem în underground-ul nostru. Mai bine decât să mergem înspre junglă. Intrăm aici în peștera noastră. De aici, pentru că cred că e mai rentabil. Hai să mergem până jos. Aici am călcat un boulder, dacă nu mă înșel. Da, aici. Trebuie să săpăm aici. Așa. Nu aveam pe aici. Avem altă modalitate de a merge, ok. Nu mai sap acum nimica. Se pare că tot trebuie să sap. Pentru că sunt o grămadă de lilieci sus. Să facem așa și după aia să pun drept în jos. Hai, încă una. Bun. Și să săpăm în jos.
Știu că mă așteaptă moartea acolo, dar încercăm măcar. Mamă, câte... Am murit. Da, era și clară treaba că o să mor acolo. Cam nasol. Trebuie să... De fapt, mă întorc înapoi aici, în peștera asta. Dar nu merg în jos. Nu, nu. Nu mă cobor unde m-am lăsat acum, pentru că e o decizie foarte proastă. Să fac asta. Acum... Mai luăm și decizii proaste în viață. Nu le putem avea pe toate. Ui! Cu umbrelusa. Aici avem unde merge. Oh, direct în jos. Ok. Hai să vedem dacă reușim să facem sărit. Nu putem să facem săritura asta, așa -i. Nu putem. Să ne punem niște dărți aici frumos și sărim aici sus. Și să punem... Na. Am rezolvat foarte mult. Uf. S-a dus timpul de filmare, din păcate. Trebuie să încheiem episodul. Am ajuns la 32 de minute și... Da. Sănătate, aveți grijă de voi. O seară frumoasă, o zi frumoasă. Și ne vedem în episodul următor. Ciao, ciao.